multe meme și probabil că o să vină și la noi. Apar din ce în ce mai multe, hai să spunem, ostracizări, bullying-uri, concedieri, ba de la New York Times, ba de la universități. Avem un fenomen pe care îl discutăm astăzi cu mai mulți oameni pe care îi salut. Iliga Berna, nu-i așa? Cineva mi-a atrăgea atenția că sunt prea puține femei în emisiune. Iliga Berna, care este poetă, scriitoare și doctor în filozofie. Toader Paleologu, pe care îl știe toată lumea, nu trebuie să-l mai prezint, să-i prezint și titlurile academice. Gelu Duminică, profesor la SNSPA. O să intre și Radu Umbreș după ce Gelu o să iasă. Claudiu Comartin, poet, scriitor și tată, unul dintre tinerii oameni cu care am avut tot felul de polemici civilizate și care, nu așa, cu care am desfășurat tot felul de discuții chiar pe UOL. Pe UOL-ul de FB, pentru că acum acolo se fac adunările, acolo e Agora, acolo am pus acea memă senzațională. O să vină și Radu Afrin pe telefon, da, Alexandra, pentru că aveam și nevoie de poziția regizorului, ca să parafrazez un film celebru, unul dintre cei mai cosmopoliți, dacă nu cumva cel mai cosmopolit regizor de teatru din România. Și cum vă spuneam, am stârnit un val de discuții de la o memă împrumutată, foarte haioasă, mie mi s-a părut foarte haioasă. Homer, Ahile, era blond, tânăr și chipeș. Netflix pune o poză cu un serial pe care nu-l văzusem. N-am văzut, în afară de Troia, n-am văzut alt film cu Ahile, în care, sigur, protagonistul, actorul din rolul lui Ahile este afroamerican. Și de aici o întreagă, un panel de discuții în care Radu Umbreș, care e și profesor la SNSPA, m-a contrat serios, Claudiu a venit și el și uite așa începem noi o discuție despre ce ni se întâmplă cu acest new, hai să spunem, cum să-i spun, new age. Sau, sigur, Toader are un curs pe care îl va ține cât de curând, apropo de comunismul occidental, așa că este și el de față. Să punem întrebarea, sigur că e anecdotică, pentru că de aici totuși plecăm, dacă albă ca zăpada poate fi altceva decât o caucaziană albă ca zăpada. Sigur că avem și experiența lui Andrei Șerban, pe care am pus-o în interviu, am pus-o pe la comentarii în interviu acordat Eugeniei Vodă, experiența lui de universitare de 27 de ani de la Universitatea din Columbia. Bun, o să o citesc și pe asta. Avem și părerea, hai să spunem, stand-up-ului George Carlin apropo de political correctness. Avem și opinia foarte haioasă pe care am să vă pun în primele minute ale emisiunii, a celui mai inteligent sportiv de culoare din istoria omenirii, mă refer la Muhammad Ali, alias Cassius Clay. Vreau să-l auziți, durează foarte puțin, pentru că e foarte haios și pentru că a pune problema în anii 60-70, așa cum o punea el, era oricum în avangarda oricărei gândiri politice comune în anii aia. Să-l auzim pe Cassius Clay, o să vă placă, apropo de white and black-ul ăsta din mentalul colectiv, mai degrabă american decât românesc, dar sigur că și aici poate fi translatat. Îi salut pe toți, Gelu, Toader, Claudiu, Ilinca, Radu, o să intră și Silviu Dancu la un moment dat,
deci se vor perinda mult mai mulți oameni în această emisiune, pe care vrem o emisiune de dezbatere. Și acum Muhammad Ali. And I always ask my mother, I said, mother, how come is everything white? I said, why is Jesus white with blonde and blue eyes? Why is the Lord's Supper all white men? Angels are white, Pope, and Mary, and every, even the angels. I said, mother, when we die, do we go to heaven? She said, naturally, we go to heaven. I said, well, what happened to all the black angels when they took the pictures? And the angel food cake was the white cake, and the devil food cake was the chocolate cake. I always wondered, you know, and the president lived in the White House. And Mary had a little lamb, his feet as white as snow, and snow white. And everything was white, Santa Claus was white, and everything bad was black. The little ugly duckling was a black duck, and the black cat was the bad luck. And if I threaten you, I'm gonna blackmail you. So mama wanted to call it white male, they lied too. I was always curious, and then this is when I knew something was wrong. Da, asta e Cassius Clay, foarte inteligent. Pentru anii 68, mie mi se pare un tip de a face glumele astea antirasiste, evident, într-un registru pe care mi l-aș dori și astăzi în discuțiile publice și pe care greu îl regăsim, genul ăsta de discuție care să fie împachetate și cu foarte mult umor. O să încep cu Gelu, pentru că Gelu nu poate să stea mult, care are o conferință națională la 14.30. Gelu, prima întrebare este ce o pun tuturor. Sigur că politicile care ne s-au apărut dintr-o nevoie de a înlătura prejudecății, de o nevoie de a corecta niște mituri false. Și sigur că e bine să învățăm la școală să fim bine crescuți și bine educați când e vorba și să ne dezvăluim prejudecățile ancestrale. Dar se pare că totuși trecem într-o zonă în care, cum să zic, nici prăjiturile nu vor mai scăpa de white prăjiturismul de care sunt acuzate, ca să fac și eu o glumă. Bun, deci politicile corective, normative, în artă, cultură, cinema, filozofie, etc. Avem acum un caz foarte proaspăt în care avem un profesor care vrea să dea afară, să salveze clasicii from whiteness. Adică, ce vreau să spun, el fiind la Universitatea din Princeton, hispano-afroamerican, care militează pentru eliminarea studierii filozofilor antici, și aici a tresărit Toader, evident, pentru că au promovat supremația albilor în lucrările lor. The Study and Teaching of the History and Literature of Ancient Greece and Rome Must Die as Quickly as Possible. Deci deja am ajuns în, cum se spune, am ajuns în extrema cealaltă, în opinia mea, dar vreau să ascult și opinia profesorului, nu-i așa, Gelu Duminică, pe care l-am ascultat în expuneri despre prejudecățile față de rom excepționale și pe care le apreciez și astăzi și pe care vă îndemn să le ascultați și voi. Gelu Duminică. Știi, în primul rând, o mică corectură, nu sunt la SNPA, la SNSPA, sunt la universitate, nu de altă, dar să nu vorbești de funie casa sponsoratului, știi? Când vorbim de chestia asta. Iartă-mă, da, știam că ești la universitate, dar te-am pus coleg cu Radu Umbreș, da. Bun. Știi, adică, mai să ne uităm așa cu exagerările astea, știi, și cu politicile correctness-ul ăsta, că tot am dezbateri pe povestea asta. Domnule, nu mai putem să spunem negru, nu mai putem să, da... An de rândul, actorii negri au fost jucat de albi. Uite, chiar în România, și pot să ne spună regizorii, da, vă pot da o tonă de nume de actori neroni care joacă
roluri de rol. Îl avem și pe Radu Afrin pe telefon. Da. Radu, mă auzi? Da, da. Bun, mulțumesc. Da, mai mult decât atât, în general, actorii romi, când sunt distribuiți, joacă roluri mai din astea stereotipale. Cerșători, hoți, mâncați-ași gura. Da? Și uite că chestiuni de genul ăsta simt, trebuie să fie un pic contrabalansată. Acum, contrabalansarea asta nu întotdeauna se realizează în cel mai fericit mod. Din punctul meu de vedere, ceea ce avem acum ca reacție este, pe de o parte, dorința de a contrabalansa. Băi, am fost și noi asupriți atâta vreme, uite să da și facem chestia asta, conștient sau inconștient, oferind sau cerând mai mult decât există limita de acceptare, pe de o parte. Pe de cealaltă parte, Dwight, hai să zicem așa, cere dreptul lui de a rămâne superior. Și zice, stați pe puțin, dar ce v-ați trezit voi? Trebuie, dar cum adică Ahile să fie negru? Ce înseamnă dreptul de a rămâne superior? Adică aș vrea să definim puțin. Îți dau un exemplu foarte, foarte simplu, că tot ai vorbit de chestiunea pe romi. Da? Dorința de a spune țigan în loc de rom. Da. Și e dreptul meu de a te numi cum vrei tu. Chiar dacă eu îți spun, știi, e o mică problemă. Și Cogălnicianu zicea prin începutul secolului 19 că ăștia între ei se numesc romi. Da, da, mă, dar e dreptul meu să-ți spun cum vreau eu. Cum adică să nu mai pot să spun negru? Chestia cu Colțescu, da? Păi da, poți să spui negru, dar trebuie să fii conștient că are niște încărcături. Adică pur și simplu și oamenii aia care aparțin acele categorii îți spun, vezi, e o problemă. Acum, Dumnezeu să mă ierte, dacă mă uit la... Mi-aș dori ca principiul să fie același pentru toți. Că aici e singurul lucru pe care îl doresc. Gelu, pentru că publicitatea vine ca o ghilotină la fix. Altfel sară din toate posturile. Trebuie să ies la 25. Știu. Hai să-l lăsăm pe Gelu să vorbească, că el este la 25. Două minute, știi? Adică, chestiunea e cam așa. În momentul în care vorbim de prejudecăți și de o parte și de cealaltă, orice acțiune care trece limita de acceptare este văzută ca exagerare. Cred că ceea ce trebuie să facem în momentul de față este să realizăm că modul în care noi am fost cultural setați până în momentul de față nu este cel mai bun și că nu mai este valid pentru ceea ce societatea în momentul de față promovează. Și că să înțelegem că schimbarea începe cu fiecare dintre noi. Și că da, trebuie să ne așezăm la masa dialogului, astfel încât să găsim chestiuni comune pe care să le înțelegem. În rest, eu aș lăsa arta să fie artă. Din punctul meu de vedere, Ahile poate să fie și femeie. Din punctul meu de vedere, Ahile poate să fie orice. Dacă așa vede regizorul, poate să-mi placă sau să nu-mi placă. Poate să... Apar n-am. Poate fi o strategie de PR, poate fi o mulțime de chestiune, dar aș lăsa arta în zona ei de artă. Timp de secole, da, romii în spațiul românesc au fost portretizați în artă în cele mai, și în literatură în cele mai ciudate moduri. În cel mai stereotipal mod cu putință. Da, Scriban zicea în dicționarul din 39, da, că țiganul este de batjocoră în literatura românească. Da? Și spunea și dădea tot felul de epitete care erau folosite. E, în momentul de față, parte din mișcare, da, vine și spune, stați puțin, doriți să acopere și alte zone, dând senzația celor care au susținut ideea asta, țiganii sunt răi, că de fapt cer mai mult decât meriți. Că de fapt aici e toată povestea. Cer ăștia mai mult decât merită sau nu? În sau artă, cum se numește discriminare? Nu seamănă nici cu femeile de realitate. Gelu, eu am învățat la Oslo când am fost într-o perfecționare în 91. Am învățat și povestea o să ne ajute pe toți. Eram un tânăr blond care ieșea pentru prima dată țară. Am fost la Universitatea din Oslo și seara la barul din clubau Universității de Sociologie și Filozofie. A fost stârnit o bătălie, o bătaie fizică între, culmea, două femei. Una de culoare albă, cealaltă de culoare neagră. Cea de culoare neagră a învins, spărgând masa cu cea de culoare albă. Și eu venit din România, zic, ia uite frate ce tare e Occidentul. Și deodată văd toată lumea din bar
ducându-se spre cea de culoare neagră. S-o aline că dacă nu cumva a pățit ceva. Și eu nu înțelegeam. Pe vremea aia nu știam ce e discriminarea pozitivă. Nu înțelegeam. Păi zic, stai că aia albă e pe jos. Aia neagră am vins. E bine pe scaun, pe fotoliu, bea un par de apă. De ce vă duceți la... Nu vă duceți la victimă și vă duceți la învingător. Și jurnaliștii din Oslo mi-au zis: e, bine ai venit în lumea discriminării pozitive. Aici mi se pare extrem de bias ceea ce spui tu, da? Pentru bă, eu îți dau ce am văzut și o vând. Nu, stai, stai puțin, prezinți efectul și nu te uiți la cauze. În condițiile în care, spre exemplu, tu mă faci, dau un exemplu, ce oră borâtă jumătate de oră, mă înjur din toate felurile, îmi faci, da? Și la un moment dat nu mai pot și îți dau două și tu cazi pe jos. Da, că pe sus n-ai putea să cazi, Doamne iartă-mă, da? În momentul ăla, oare cine e victima? Nu cumva și eu sunt victima? Asta e discuția, adică știi, tu ai prezentat doar efectul. Doi s-au bătut, ăla negru am prezentat ce am înțeles eu. Inducând ideea că de fapt aia neagră a dus, s-a supărat așa și s-a dus peste aia albă și a dat 30 de puncte, însă nu ne-a explicat care a fost cauza. Deci vezi, se suprapun că cauza peste... conflictului să ne lămurească mai multe. Despre peste o rânduire asta dreptul. Morală, normată în lege în care tu amendezi agresorul. Acum avem un amendament. Dacă agresorul este, face parte dintr-o minoritate persecutată istoric, atunci ea poate să inverseze polii penali ai chestiunii. Adică dacă cineva a jignit-o, nu știu, care a fost cauza acelei bătăi fizice, jur că n-am aflat nici până în ziua de astăzi și nici nu m-a interesat, deși eram jurnalist în anul 1991. Chiar se întâmpla chestia asta la sfârșitul anului 1991. Eram un tânăr jurnalist de 26 de ani care a învățat și a montat pentru prima dată softul unei democrații exemplare, cum este, cum sunt de obicei democrațiile Nordului și pe care le înțeleg, le admir cu tot socialismul lor pe care și-l permit. În fine, Gelu, va trebui să știu. Intră Radu Umbreș, colegul de la SNSPA, acum imediat pe telefon sau pe Zoom. Radu, dacă mă auzi... Mesajul meu de final, hai să lăsăm asta să fie artă. Hai să fie artă, Doamne artă. Până intră Radu Umbreș, aș vrea să-l aud pe Radu Afrim, care este un regizor care ne poate spune... Mulțumesc, Gelu Duminica! Care ne poate spune... ce viziune are el pe subiectul ăsta, apropo de albă ca zăpada Ahile și toate inversiunile. Claudiu Toma îmi spunea în post că Mariana Micuț l-a jucat pe regele Lir și e ok, adică ce o fi atât de... Ce? Nu despre asta e vorba, am zis, nu pe cine poate să joace, s-a jucat Hamlet de către afroamericani, s-a jucat pe rotile, toate convențiile posibile New Age au fost puse în scenă. Numai că dacă e făcut ca program ideologic, ca revoluție culturală, care să discrimineze istoria și adevărurile factuale și să le transforme în contrafactuale, atunci am o problemă. Radu Afrim, te rog. Mersi de invitație. În primul rând, eu sunt ușor șocat că Andrei Șerban, care totuși e un părinte al experimentalismului, a avut așa o mare problemă în momentul în care trebuia să fie, nu știu, Julieta, parcă de afroamericană sau așa ceva. Marea Măihut sub el a jucat regele Lir, el a dirijat spectacolul ăla. Nu știu care sunt detaliile, dar din punctul meu de vedere, dacă ești experimentalist, accepți lucrurile. Într-adevăr, dacă ți se impune, dacă cineva ți-a cerut, trebuie să joace persoana aia pentru ca să avem o distribuție corect, politică, bine structurată, e altceva. Păi însă, dacă te uiți pe ol la mine, da. Radu, este o parte foarte importantă a interviului lui Andrei Șerban, în care ne explică tot contextul în care s-a petrecut chestiunea cu acel transsexual, un băiat care
nici nu știam. Da, transsexual, care a pregătit monologul Julietei. Și pe care Andrei Șerban l-a auzit, l-a ascultat. Adică și a zis că nu e bun băiat. Exact. Și atunci au început discuțiile, el fiind un profesor extrem de respectat, după care elevii au plâns după 27 de ani, când și-a dat demisia. Deci ai tot fragmentul ăla cu monologul Julietei. Da, nu știu, da. Păi ideea e că, într-adevăr, dacă ai în față o valoare, nu există bariere de genul ăsta. Eu m-am amuzat foarte bine la serialul ăla despre Ecaterina cea Mare, ăla englezesc, făcut cu afroamericani. Și se întâmpla la San Petersburg, în Rusia, și așa mai departe. Exact. Mi s-a părut fantastic de bine pus în valoare, pentru că ce mă interesa acolo era primitivismul și lumea aia care putea fi reprezentată de oricine. Și dacă tot e convenție că rușii vorbesc în engleză, atunci de ce să nu fie convenția adusă în derizoriu sau în extremă? Hai să fie toate rasele și așa mai departe, pentru că oricum nu e plauzibil ca niște ruși să vorbească în engleză. De câte ori am văzut și Ana Karenina sau nu știu ce pusă de engleză, n-am putut să cred o vorbă. În același timp sunt sau Caragiale pus de japonezi, ca să mergem într-o exact, extremă. Nici măcar de unguri nu văzut pus, nu l-am putut crede că s-a pus. Și nici ei n-au prea râs, că n-au înțeles. Deci asta era și o concluzie intermediară a discuției. Nu e verosimil, nu că se revoltă cineva, că e jucat de Albă ca Zăpada, de Latifa sau... Poate să joace cel mai bine din istoria cinemaului, dar nu e atât de verosimil. Și când e făcut cu comandă, cu normă, cu normă stahanovistă, ca să zic așa. Deci suntem, ca asta spunea și Andrei Șerban la momentul demisiei, că ne-a spus decana școlii de artă că suntem prea mulți profesori de culoare albi, prea mulți profesori bărbați, heterosexual, și este de dorit să luăm un nou cadru de didactic, de preferință o femeie de culoare, care dacă este gay e foarte bine, iar dacă este un bărbat, de preferință să fie portorican sau de culoare, sigur că nu poate să fie cineva cum ești tu, Andrei, mi s-a spus, care ești un bărbat, care ai fost căsătorit, care ești heterosexual și care ai copil. Deci eu vorbesc de politici ale universităților care într-o zi s-ar putea să așeze și în teatrele noastre Hodorong Tronc. Cu riscul, da, scuză-mă, cu riscul să-mi o iau, nu, eu nu cred 100% ce spune Andrei Șerban acolo, pare foarte că nu cred. Deci îmi permit această libertate, uită, pentru care pot să-mi o iau, dar nu cred de ce spune Andrei Șerban total. Și atunci, alo, nu știu dacă mă mai auzi. Te ascult. Că mă tot sună cineva și tot opresc. Și, nu știu, eu am pățit-o. Adică am pățit-o în momentul în care am făcut un blackface, pentru că era o comedie, de fapt, și nu era ideea să fie un negru pe bune, ci era unul din Basarabia Saudită, de departe, și chiar, care chiar se machia, chiar se dădea negru și așa mai departe. Și am bătit-o și o feministă radicală și mi-a oferit în cap pe Facebook mai mult și atunci mi-am dat seama că, într-adevăr, trebuie să ai niște argumente să te aperi, nu doar să dai bloc. Prima variantă pe care eu, oricum, la care am recurs. Corect. Dar trebuie să ai argumente întotdeauna. Am pățit-o și cu romii când mi s-a spus, când am făcut un spectacol cu romii care se chema Oameni și Cartofi, un spectacol caritabil, de fapt, și documentar, în care mi-a spus o actriță tot radicală, cumva de stânga romă, că de problemele romilor și de cultura romilor nu ne ocupăm noi, ci se ocupă doar ei. Și am pățit-o și în momentul în care o feministă mi-a spus, pentru că eu cam de la începutul carierei fac spectacole cu ciudat despre femei, în rolul principal, femei luptătoare, femei învinse, femei care își o iau, femei, tot felul de femei, și mi-a zis mai încet, noi ar trebui să ne ocupăm femeile de soarta femeilor. Și atunci, într-adevăr, în momentul ăsta, tind și eu să trec cumva pe partea cealaltă, deși m-am situat tot timpul, hai să zicem, la centru, nu neapărat pe stânga radicală sau pe... Numai că, știi cum e? Riscul de a ajunge, Doamne ferește-mă, într-o extremă dreaptă e absolut sau extremă colț. Stângă, depinde, nu, nici păi mai da, contează. Nu, eu știu, da, eu vorbesc, întotdeauna eu am fost foarte atacat de extrema stângă, chiar în momentul în care am, după ce am făcut Pădurea Spânzuraților, o doamnă a scris un eseu întreg că de ce femeile mele, de pe vremea Primului Război Mondial,
erau totuși atât de primitive, deși nu erau primitive nici măcar în viziunea lui Liviu Rebreanu, pentru că în primul război mondial a început emanciparea femeii în România, ele luând rolul bărbatului, plecat în război și se descurcau cu toate treburile casei și ale câmpului și așa mai departe, foarte bine în absența bărbatului. Însă nu era suficient viziunea mea și ele tot erau primitive pentru că aveau, culmea, năframă, basma în cap. Da, înțelegi? Înțeles. În timpul primului război mondial, țărâncile dă în Transilvania. Deci în momentul ăsta nici argumente nu mai ai și nici nu știi de unde să începi discuția decât să dai bloc, ceea ce nu e sănătos nimeni. Deloc nu e sănătos și oricum am început să trăim din ce în ce mai disparați, mai în bule personale și proprii în care în cap 3, 4, 5, 6 oameni care gândesc ca noi, am ajuns să nu mai comunicăm sau, ca să dau un citat biblic, să nu mai fie cărări între oameni. Ăsta e un pericol care pe mine mă sperie de moarte. Îl salut și pe Radu Umbreș, care este acum în ecran. Îl salut și pe Silviu Dancu, care e pe telefon. Și vă cer o puțină răbdare să dăm o publicitate, că pe una deja am sărit-o și mă bate conducerea radioului. A treia cale. Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu. A treia cale. Cu Liviu Mihaiu. Băi, tu nu mai ți-ai luat-o de mult? Bun, ne-am întors la această discuție despre ostracizările politicale correctness-ului. La Radu Afrim, Silviu Dancu, pe care îl salut, este pe telefon. Salut! Toader Paleologu, Ilinca Bernea și Radu Umbreș. Acum, cine vrea să continue discuția asta? Tu ești regizor de plato. Radu, te ascult, Radu Afrim. Aruncă finalul concluziei tale ca să poată să preia. Da, și... finalul ar trebui să... Adică vreau să spun să nu se înțeleagă greșit în societate. Mi se pare, mai ales într-o societate foarte puțin educată ca a noastră, mi se pare de foarte bun simț să se... aceste reguli, aceste... Adică lumea chiar nu... Însă în artă e puțin mai delicat. E mai delicat în momentul în care tu îmi cenzurezi nimfele dintr-un tablou pre-rafaelit. Nu-mi place, nu mi se pare ok și am și argument pentru asta, în momentul în care îmi acoperi nuditatea de la Egon și Leard, îmi place. Și e o discuție foarte complexă și merge de la caz la caz. Asta e cel mai ciudat, că nu putem generaliza. M-am uitat și eu pe lista desenelor, nu știu dacă mă auzi? Te aud, te ascult. M-am uitat pe topul desenelor animate cenzurate de la Disney sau care ar trebui cenzurate și într-adevăr acolo am văzut, adică am detectat, dar e adevărat că trebuie să le caut cu lumânarea mai degrabă, niște chestii care puteau fi tendențioase, mai ales în song-uri, versuri, sau că oița neagră întotdeauna lustruiește pantofii oiței albe și așa mai departe. Alea sunt niște chestii care eu cred că au fost puse acolo cu intenție, fără a fi paranoic. Pentru că totuși un creator, un artist, nu lucrează fără să-și dea seama cu niște clișee. Adică el are o intenție întotdeauna în spatele, dacă nu e suprarealist, evident, în spatele actului creativ. Eu zic că de la caz la caz, asta e concluzia, dincolo de cea mai sinistră chestie care este autocenzura în general, trebuie discutat, lucrurile trebuie discutate, nu doar împroșcat cu înjurături și din extrema stângă și din cealaltă extremă. Vă ascult, domnilor. Cine vrea să înceapă? Uite, aș interveni eu, că domnul Radio Afrim tot mai m-a ridicat la fileu. Silviu. Nu mă gândisem să vorbesc despre... Da, Silviu, salut. Inițial am vrut să vorbesc despre altceva. Nici nu m-am apucat să o toată emisiunea. Însă, ce a spus acum Radio Afrim, m-auzi? Da, noi te auzim da. Toți. Ceea ce a spus acum Radio Afrim mi-a amintit de ce povestea un actor din Africa, deci african, nu african-american, da? Care ajunsese să se joace într-un rol și spunea că pentru el toată copilăria a fost o chestie ciudată, în sensul că toți supereroii pe care îi cunoaștem toți ca omenie, da, Superman, Spider-Man, toți erau albi, sau măcar nu erau de culoare. Și el a copilărit într-un univers cu un panteon, iată, se face un secol, dacă la începutul secolului 20,
din anii 20, ai secolul 20, au început să fie creați. Suntem la un secol de când s-a creat acest panteon de semizei, ca să zic așa. Bun, dar dacă ne uităm, vedem că toți semizeii ăștia sunt evrei, da? Sunt Jerry Siegel sau Schuster, care a făcut Superman, da? Îl avem pe Stan Lee sau Steve Ditko, l-a făcut pe Spider-Man și X-Men. Batman e de Bob Kane, evreu. Deci este un univers evreiesc frumos, pentru că ce să vezi, nu-i doar evreiesc. Majoritatea acestor oameni provin din părinți care erau din Europa de Est, în cea mai mare majoritate. Stan Lee, care a făcut X-Men și Spider-Man, e din părinți evrei din România. Iar Ditko, cu care a lucrat, era rutean din Carpați, ucrainean din Carpați. Deci, ce vreau să spun este că oamenii ăștia nu au introdus acolo o hegemonie evrească, cum o spun antisemiții, da? Cât un etos au dus cu ei și cultura Balcanilor, cultura Estului Europei, este practic, prin ei, cea mai mare contribuție la cultura pop a omenirii, a Estului Europei. Deci, dar ei au creat acești eroi pe care toată lumea îi vede albi. Cu toate că există studii foarte frumoase și eu nu m-am interesat la un moment dat, în care Superman este de fapt o replică a lui Moise. Da? Ca și Moise a fost pus într-un coșuleț, trimis în lumea, adoptat și a salvat norodul. Deci nu propriul popor, cât poporul de adopție în cazul ăla. Bun, deci sunt studii foarte faine care arată cum Captain America, de exemplu, și el văcut tot de un artist evreu, da? Captain America chiar reprezenta cumva revolta evreului împotriva nazismului. Și multe lucruri de genul ăsta. Și atunci când spunem că hegemonia albilor în lumea asta, nu cumva acuzăm în mod antisemit pe evrei ca fiind antinegri? Deci trebuie să înțelegem puțin că atunci când ne aruncăm în acuze generaliste și pierdem nuanțele, devenim ridicoli. Și rasiștii sunt chiar noi. Și acum suntem într-o situație în care, da, un actor poate juca pe Ahile, indiferent că este asiatic sau african, sau nu contează dacă îl joacă bine și rolul e convingător și regia este bună, chiar nu contează. Nu contează din punctul ăsta de vedere. Dar dacă vorbim despre o chestie programatică, adică la modul de replacement, aici noi vorbim deja despre un act de răzbunare, vorbim de o epurare politică. Adică una este aici să facem și versiunea asta și alta să spunem nu e corect decât versiunea asta. Orwell. Vreau să vă dau un citat din Orwell. Istoria se rescrie în funcție de întâmplările din prezent, ori de câte ori se schimbă paradigma. Noi vorbim de această schimbare de paradigmă care vine când ne-a venit prima dată, ne-a venit de la Est, acum vine a doua oară, vine de la Vest. Să ridicem mâna cine vrea să vorbească, pentru cine vrea să simte nevoia să intervină. Aș observa că și prima dată tot de la Vest s-a implementat în Est, că totuși toți au stat în Vest și Est s-a aplicat. Dar mă rog. Claudiu. Da, discuția fuge în toate direcțiile. Așa e, discuția e amplă. Păi, eu am o problemă din start, trebuie să spun asta cu... frazele care încep cu s-ar putea într-o zi ca, odată că e drobul de sare, care știm cam ce înseamnă, și în al doilea rând că este întotdeauna un vehicul bun sau un alibi bun pentru preemptive strikes, pentru lovituri preventive. Adică, domne, ca să nu pățim nu știu ce, trebuie să facem de pe acum, să luăm niște măsuri, să nu ajungem să... Știi, dar până la urmă, dacă stai să te gândești campanul ăla pe care tu cu siguranță știi, cu tipul care voia să se mute pe Marte și îmi întreabă prietenii, domnule, dar de ce? Păi cu 50 de ani era interzis să fii homosexual, acum 25 de ani s-a legalizat, băi, era chiar ok, trebuia să te-a spus, dar era legal, azi e cool să fii homosexual, domnule, dar dacă peste 25 de ani o să fim obligați să fim toți homosexuali? Nu o să fim obligați toți peste 25 de ani să fim homosexuali. De asta pe mine mă îngrijorează și mă... Îmi pică rău discuțiile astea care încep cu, doamne, dacă o să... Că nu avem de unde să știm ce o să... Deci tu vrei să așteptăm să vină dezastru, să vină comunismul... Nu, vreau. Unde cine a început cu dacă? Nici la doar film, nici eu n-am început cu dacă. Na, nu e vorba de dacă aici. Noi am trăit chestiile astea, epurările astea le-am trăit, culturale. Toată cultura română a fost amputată de epurările astea. Toate elitele noastre... Hai să ne ducem acum 70 de ani. Nu acum 70 de ani. Eu vorbesc de România. Punem ouă de struț și ouă de bibilică în același coș. Da. Nu, te ascult. Aș vrea să intervin puțin. Te rog, Toader.
chiar drobul de sare. Acum câțiva ani spuneam și eu și alții, o să vină ziua când vor fi date jos statuile lui Washington. Și uite că se întâmplă. Spuneam au fost atacate statuile lui Washington, Lincoln, la fel, Voltaire, Cervantes, da? Deci este un delir absolut incredibil, da? Această așarnare. Numele lui Rowling a fost pus recent de la o casă a unei școli din Marea Britanie. Winston Churchill este, are statuile vandalizate în mod sistematic, uitându-se totuși că este cel care a învins nazismul în Europa. Deci ce părea coșmar acum 10 ani, acum 5 ani, acum 3 ani, este realitate acum. Trăim un prim coșmar, domnule Paul. De asemenea, spuneam, va veni ziua când Aristotel va fi scos din curicule. Iată că sunt profesori care trădează filozofia, care pledează pentru asemenea barbarie. Da? Este vorba de o agendă barbară de distrugere a culturii, pentru că să scoți pe Aristotel sau pe Platon pentru că erau albi sau pentru că aveau sclav, este o monstruozitate. Artiștii, în domeniul artei, e altă chestiune. Eu n-am o problemă că dacă un regizor are o viziune specială legată de Ahile negru sau asiatic, foarte bine, n-am nicio problemă. Poate să fie transexual, poate să fie femeie, cu atât mai mult cu cât există un mit legat de Ahile care chiar justifică eventual o asemenea viziune. N-am nicio problemă, e o chestiune de artă. Problema este când se intervine prin cenzură în curicule. Problema este când oameni sunt hărcuiți și împinși la sinucidere, așa cum s-a întâmplat anul trecut cu un profesor din Statele Unite sau un alt profesor care în urmă cu câțiva ani a fost obligat să-și dea demisia de la un colegiu din Statele Unite pentru că protestase, mă rog, nu fusese de acord cu ideea ca albii să nu aibă voie să intre pe campusul universității lui timp de o zi. I s-a părut că este o formă de rasism. Ei bine, s-au organizat în postul manifestații, a fost hărțuit și obligat să-și ia demisia. Da? Deci scenariile de coșmar sunt deja realitate. Acum eu nu cred că asta înseamnă... Fix asta era o mică paranteză. Toader, fix asta erau imaginile pe care le poți vedea în timpul revoluției culturale maoiste. Nu chiar, elevi, pentru că, bun, profesorul respectiv nu a fost bătut. Elevi a fost care și-au alungat profesorii. Da, sigur, da, acolo e dictatură, a fost. Nu e chiar maoistă. Și nu ne paște dictatura în Statele Unite, nu ne paște comunismul în Statele Unite, deci nu cred lucrurile astea, mi se pare exagerate. De-al minte, trebuie să avem grijă. Că și cei care critică political correctness adesea o fac într-un mod simplist și ignar, extinzând foarte mult noțiunea. Noțiunea de political correctness are o definiție foarte clară și se referă la anumite practici legate de limbaj. Dar să nu confundăm lucrurile. Faptul că cineva de pildă este pentru politici în materie de mediu nu înseamnă că este politically correct. Adică sunt și ca să dăm o definiție mică să o auză și telespectatorii. Evitarea formelor de exprimare sau acțiune care sunt percepute pentru a exclude, marginaliza sau insulta grupuri de persoane care sunt dezavantajate social sau discriminate. Asta cu definiția asta nu putem să fim decât de acord. Evident că sunt de acord cu dacă asta înțelegem prin political correctness. Dar nu e vorba despre asta. E vorba de exemplu eliminarea unor cuvinte precum tată și mamă. Asta deja este o absurditate. Da? Și avem o decizie a Congresului Statelor Unite în acest sens, promovată de Nancy Pelosi. Și mi se pare absurd, absolut fără rost. Bun, asta e să facem totuși niște distincții. Pentru că există și un anumit pseudo-conservatorism primitiv și mitocănesc, care se prevalează de oroarea pe care o reprezintă în mintea multora extremismul de stânga pentru a susține tocmai dreptul la mitocănie. Da? Sunt oameni care denunță corectitudinea politică, dar de fapt ei vor să poată insulta, să poată discrimina într-un mod scandalos și așa mai departe. Deci să avem grijă că lumea în care trăim e o lume în care s-a produs o radicalizare și o polarizare
dusă la extrem și ai pe de o parte unii care delirează într-o direcție și ceilalți care delirează în cealaltă direcție. Și a devenit extrem de dificil să încerci să fii moderat în lumea noastră. Dacă te atacă toată lumea, dacă încerci măcar să fii moderat, unii o să te acuze că ești neomarxist, sexomarxist. Îți dai seama că sunt unii care au spus despre mine că sunt marxist, comunist, leninist, stalinist, basist. Și ceilalți care spun, da, este extremist de dreapta, ultraconservator, da, și așa mai departe. Deci orice încercare de a fi moderat și rezonabil în zilele noastre ajunge să fie taxată în fel și chip. Și păi îți dau un exemplu care m-a amuzat la nebunie. Șoșoacă a fost dat afară din AUR și s-au găsit femei cu carte să spună că au dat-o afară pentru că era femeie. Deci, orice... Dar am și o observație aici. Domnul Palologu are dreptate când invită la moderație și într-adevăr așa este, radicalizarea în ambele părți, fără discuții. Problema este că dacă la nivel social observăm că este așa cum zice domnul Paleologu, atunci când mă uit la nivel de decizii politice și de legislație, nu, scuzați-mă, dar niciun drop de fare, totul merge pe mâna stângii. Adică dacă ne uităm la toată, la modul în care se mișcă lucrurile și direcțiile în care se duc, sunt împinse lucrurile, nu e de partea extremistului Mictocan de dreapta, cât de partea extremistului vocal de stânga. Deci, vorbim de o hegemonie, când vorbim de putere, păi da, vorbim, în acea definiție spunea defavorizate, grupuri defavorizate, da? Cine definește ce e favorizat și cine e defavorizat? Decidentul. Discriminate. Bun, discriminate. Nu, la nivelul ăla avem de a face cu niște politici, cu niște decidenți, cu niște oameni care dau definiții. Ori în momentul în care, la nivel de definiție, am o partidă instalată la putere, deci este cumva și cumva ciudat ce mai înseamnă discriminat când partea, așa zis, discriminată, are în spate tot aparatul logistic, are Uniunea Europene, are congrese, are legi care sunt în favoarea sa. Deci, adică discriminarea devine, este cea mai ciudată discriminare de care aud. Discriminarea în care, de fapt, puterea e de partea discriminatului. Deci, avem aici o situație fără precedent. Radu, da, poți să dai un exemplu de hegemonie de asta legislativă? O lege. Practic, stai puțin. Da, sigur, în toate legile. Uite, de exemplu, cine e? Da. Bună întrebare. Da, întrebare e bună. Când luăm, uite, chiar cazul LGBT, că a fost anunțat mai devreme, vedem o adevărată revoluție fără precedent în istoria omenirii, în favoarea lor. Da, se întâmplă poate mai repede decât ar vrea un om în timpul vieții sale. Dar la nivel istoric, avem în 30 de ani de la acceptarea omului homosexual, că e homosexual, ca fiind normal și ne fiind nici măcar bolnav, cum a fost o perioadă. Deci de unde era ilegal, a fost bolnav, și bolnav și ilegal, săracul, l-au făcut toate felurile. Bun, dar după, avem în 30 de ani până la adopții de copii, până la favorizarea spre adopție a cuplurilor gay. Deci avem o întreagă mașinărie care merge în favoarea lor legislativă. Ceea ce nu zic neapărat că e rău. Spun doar că nu mai dă bine, atât de bine ideea cu discriminarea când de partea ta este legislativul și puterea politică. Mă iertați că trebuie să pun ghilotina din nou. Publicitate, 2 minute maxim. 1 minut jumate. Ne discriminează publicitatea. Exact, asta e. Finanțele, da. Finanțele ne discriminează. Da. Jos finanțele. A treia cale. Let's get high cu Liviu Mihai. Dacă de 30 de ani discutăm despre consecințele comunismului, se pare că va veni o zi în care vom discuta despre consecințele politically correctness-ului. Uite, Claudiu, am să citesc o replică pe care prietenul nostru Cătălin Marin, matematicianul, ți-a dat-o, care mie mi se pare foarte bună și pusă foarte scolastic în pagină. Arta este un și pe care vreau să, dacă Radu Afrim este pe telefon, vreau să o afirme sau să o infirme. Arta este domeniul speculativ și dacă vrem să o joace Ciubaca pe Elena din Troia, este absolut ok, cât timp miza și intenția este artistică. În clipa în care miza și intenția sunt moralisto-didactico-politice, deja nu mai vorbim de artă și estetică, vorbim de politică și etică. Mai curând sunt de acord cu o rescriere dadaista a Iliadei decât cu una politică.
Da, de aici nu era politic. Era ideologic. De stânga. Eu nu am văzut niciodată de stânga. Adică, deja eu sunt călcat pe sistem de încadrare asta. Stânga, centru, dreapta, dreapta, extremă stânga. Eu cred că... n-am zis-o ca o chestie rea. N-am zis-o ca o chestie rea. Eu cred că și mâna stângă și mâna dreaptă e la fel de îndreptățită să existe pe lângă trup. Îndreptățită. Îndreptățită să existe îndreptățită să existe pe lângă trupul nostru. Deci asta cu aia e de stânga, jos stânga, aia e de dreapta. Nu, Liviu, doar amendam mica eroare a lui Cătălin, care a spus că dadaismul, și el omițând faptul că dadaismul era expresia unei viziuni politice și ideologice. Era un anarhism în arta acolo. Anarhia, anarhism de... Era nevoia de un debușeu, de o găselniță, absolut. Da, nu, era foarte bine. Eu n-am legat-o foarte secundă. Dadaismul de stânga sau de dreapta. Sigur că orice rebeliune a unor artiști săraci pare uneori de stânga, ca să zic. Bună, vă ascult, domnilor. Un moment, marea literatură, marea artă poate să fie politică. Eneida lui Virgiliu, da, are o dimensiune politică, care a mai vorbit de toate tragediile grecești. Toate tragediile grecești au un mesaj politic. Este teatru politic. Teatru în Grecia era o instituție politică, la fel cum era și comedia. Problema este să aibă public, pentru că multe dintre aceste inovații nemaipomenite nu au public, pur și simplu nu interesează. Da? Și cred că mai este aspectul ăsta de care regizorii și artiștii trebuie să țină cont. Dacă își doresc public sau nu. Pur și simplu. Da, aici se și mizează, de fapt. Salvarea este, uite, scria cineva după ce la o școală din Sussex, parcă, în Londra au scos din programă pe Winston Churchill. Au schimbat numele unor clădiri. Clădiri, da. Este o școală din, mă rog, houses. The name houses, da, știu. Exact. Și că nu, că bă, a fost nu știu cum, Churchill a fost nu știu cum, și J.K. Rowling a avut o exprimare acum nu știu 2 ani la adresa transexualilor care i-a deranjat. Deci apare un fel de bullying al deranjului. Un fel de mai jignit. În fiecare moment al vieții noastre trăim cu teroarea de a nu ofensa pe cineva, ca să spun așa. Bun. Liviu, n-aș vrea să-ți fur postul de moderator, dar hai să vedem ce zice și Ilinca totuși. Asta vreau să zic acum, da. Ilinca, eu am zis că toți elevii sunt egali. Și cine vrea să ridice mâna, să intervină, să ridice. Adică da, n-am făcut genul ăsta de discriminare pozitivă pe care Claudiu Comartine o insinuează acum. Ne-am considerat pe toți egali. Sunt toți egali, dar știi și tu, natural, bărbații sunt mult mai asertivi decât femeile și încep să intre în competiția asta de cocoși. Și femeile sunt uneori mai decente și se retrag și îi lasă pe bărbați să vorbească prostii. Așa că de asta uneori e nevoie și de o mică moderare a pieții ideilor. Ok, de acord. De acord. Ilinca, toată lumea te așteaptă. Ți-am pregătit suspansul. Trebuie să dai drumul la microfon. De la noi e dat drumul. Nu ne audă? Stai că îi scriu acum, îi scriu Ilinca-i. Microfonul. Ilinca, ne auzi? Bun. Până o recuperăm pe Ilinca, în transmisiune directă... Eu cred că ai făcut special asta și asta arată încă o dată că ești un macho nenorocit. Da, exact, da. Un asta macho e a treia cale, Liviu. Asta e și sunt și ortodox, ceea ce mă face să mă simt din ce în ce mai creștin-ortodox, ceea ce mă face... Nu mai spune asta. Ceea ce mă face să mă simt din ce în ce mai persecutat. Se aude acum? Da, se aude. În sfârșit. Te ascultăm, Ilinca. Convingerea mea este că nu există artă adevărată, literatură, care să exhibe forme de rasism
șovinism, misoginie. Nu există niciodată în istorie, nu cred că s-a întâmplat, să există o creație mare, vorbind de la antici până în zilele noastre, în care să fie vorba despre forme acute sau grave de instigare la, nu știu ce să zic, homofobie. Arta adevărată niciodată n-a fost așa. Deci mie mi se pare oricum un exces de zel. Și care se referă mai degrabă la produse intermediare între artă și altceva. Nu cred că publicul în primul rând că discerne și valorile pe care publicul în istorie până la urmă le-a cernut, sunt niște valori care n-au cum să intre în contradicție cu un umanism fundamental. Or, umanismul fundamental presupune să nu fim nici homofobi, nici misogini, nici islamofobi, nici antisemiți. Păi eu mă deranjează personal la fel de rău. Dar nu există artă în care ele să fie prezente. Există, în schimb, forme de artă, hai să zicem, în care există o doză de ambiguitate în a discuta despre lucruri tabu. Și dau exemplul lui Nabokov cu Lolita. E un subiect foarte tabu, în sensul că e poate cel mai grav lucru despre care se poate scrie. Pe lume, adică pedofilia. Pedofilia, da. E cel mai grav lucru de pe planetă. Se poate păstra o capodoperă ca Lolita sau nu se poate păstra? Cam asta e întrebarea. Pentru că în rest... Bună întrebare. Mi se pare că sunt forme de repede exces de zel. Adică nu, Shakespeare n-a fost în viața lui nici misogin, nici homofob. Indiferent cine joacă personajele respective, cine interpretează. Shakespeare însuși era un om care trăia într-o perioadă în care teatrul era interpretat doar de bărbați, bărbații jucau roluri de femei, adică n-a fost o problemă niciodată chestia asta și nu cred că vreodată s-a putut pune problema discriminării reale în artă. Discriminarea există pe alte forme. Discriminarea există mai ales în discursul politic. Trebuie să fim foarte atenți în ce constă discursul politic. Și într-adevăr, și mie mi se pare infinit mai deranjant să citesc într-un eseu, cum e, de exemplu, la Otto Weininger cu Sex și caracter, sau un Patai, niște lucruri de misoginie purulentă, mă deranjează mult mai rău. Sau, mă rog, am citit, mă deranjează și islamofobia foarte tare, eu trăind printre musulmani. Dar, în artă, eu nu cred că a fost vreodată vorba de asta, adică tezismul în artă mi se pare... Ei, acum a devenit normă, adică nu mai poți să ajungi la Hollywood să ți se pună Oscarul în mână dacă n-ai o rețetă prestabilită cu teme, subiecte și, hai să spunem, intercalarea culorilor spectrului optic, cum am zis eu într-o postare. Adică dacă n-ai la hectar 30% afroamericani, 30% femei, 30% de alt sex, atunci n-ai nicio șansă să iei premiu în... Și atunci nu mai e artă. Dar poți să faci film rusesc, poți să faci film copiant, poți să faci film românesc. Adică nu suntem obligați să mergem la Hollywood. A, da, păi, nu mai suntem obligați să mergem pe WhatsApp, adică... putem să folosim Telegramul și Signalul. Deci s-ar putea ca lumea să se dividă mai tare, ca oameni, foarte mulți oameni din Europa să nu mai vrea să audă de Oscar și să-și facă Oscarul personal. Ca să zic. Adică nu știu cât de important este de ajuns la Oscar. Pentru foarte mulți e foarte important. Radu Umbreș. Am spus eu ceva legat de ce a spus Ilinca, că nu există rasism în arta adevărată. Nu știu exact unde se oprește arta adevărată și unde e arta neadevărată. Dar, arta de succes, a spus ea. Arta de succes. Arta de succes. The Birth of a Nation, de Griffith, este arta de succes, e arta adevărată, e unul dintre marile filme ale Hollywoodului și ale cinematografiei universale. Cum sunt portretizați afroamericanii acolo, foștii sclavi, ca niște brute care violează femei albe? Cum este portretizat Ku Klux Klanul, ca această forță angelică, acești cavaleri ai dreptății? E un pic de rasism acolo sau nu este? Sau nu e artă adevărată? Cum schimbăm definițiile? E așa apropo, iar apropo și acolo aveam... Un singur lucru. Așa este, da, ok. Așa e o formă arte. Mai e popular așa, mai pentru oamenii ăștia care ne mișcăm. Dar tot plecasem de la Hile Negru. Acolo negri erau portretizați de către actori albi, în blackface. Cum e?
Păi este momentul să cadă statuile, de asta suntem în acest moment și filmul lui Griffith nu mai va fi, nu va mai avea puterea și valoarea de dinainte. Este clar că suntem în acest punct al istoriei culturii și mi se pare corect, înțelegi? Deci mie mi se pare corect. O să ne uităm la el despre... în mici arhive personale. Să spui mi se despre pare... un film că e rasist, poți să o spui și s-ar putea să ai și dreptate. N-am nimic să mergi la școală și să educi elevii despre prejudecăți, sunt perfect de acord. Ca să scăpăm, de exemplu, de expresia asta, dacă nu ești cu minte, te dau la țigani. Deci trebuie denunțată prejudecățile. Dar când devin normă imperială, când exclud oameni din ziare și universități, cum am avut New York Times, jurnalist de 47 de ani dat în afară în câteva zile. Și cum a Science? Exact, care, pentru că a spus cuvântul negru într-o excursie cu studenții care l-au denunțat. What the fuck? Deci ăsta e bullying de o natură ideologică. Că sigur că aici... Te rog. E foarte mișto, e foarte mișto ceea ce spui și e foarte puternic. Dar hai să vedem un pic forța asta a argumentului. Pentru că se fac comparațiile astea cu comunismul, cu revoluția culturală, ori lucrurile stau foarte, foarte diferit. Aici nu avem vorba despre o dictatură, ci cele mai multe dintre lucrurile astea nu sunt decizii sau măsuri luate de către stat. Sunt luate de către agenți privați. New York Times este o firmă privată care ia hotărăște care sunt valorile firmei și ce fel de oameni vor să angajeze, care este vocea editorială. La fel, un film privat de la Hollywood. Regizorul, producătorii, casa de producție hotărăsc că noi vrem să facem un film în care Ahile este negru. Nu l-au a venit făcut. Sovietul Suprem. L-au și făcut, dar nu l-am văzut niciodată, asta spuneam. Nu. Normal, că ne certăm mult mai ușor pe o imagine decât să vedem despre ce este vorba. Poate e chiar mișto, abar n-am. Da, exact, dar nu mă deranjează. Dar n-a venit o fatwa de la Sovietul Suprem care să spună Ahile trebuie să fie negru. A fost decizia lor proprie. E, în momentul în care o să văd o lege, o chestie trecută în Constituție, o hotărâre a Curții Supreme de genul ăsta, atunci trebuie să discutăm despre dictatură. Și statuile care au fost dărâmate, doar un singur lucru pe care le-ați menționat, așa este, dar au fost dărâmate de către niște cetățeni privați care au considerat ei că fac. Niște tâmpiți, după părerea mea. Dar și-au exercitat liber tâmpenia. Da, bun, distrugând niște monumente care, asta e o chestiune de ordin juridic, dar vreau să vă invit la dreptate, sigur că dat acum este dat afară de undeva, puneți-vă puțin în locul cuiva care este dat afară pentru că a avut un dubiu în legătură cu o măsură luată de universitatea lui, care pur și simplu este supus umilinței publice, este scuipat, este înjurat, este hărțuit, se sparge, cum să spun, locker-ul. Da? Cum, puneți-vă în locul cuiva care este victima unei asemenea hărțuiri. Cum mi se pare că este lucrul ăsta? Este absolut regretabil. Însă, într-un stat de drept, acel profesor are dreptul să meargă în justiție, are dreptul să fie apărat la fel ca toți ceilalți oameni și să arate că i s-a făcut o nedreptate. La fel, Radu Afrim a spus că el nu crede că Universitatea Columbia, să nu mai știu cine, i-a spus acel lucru lui Andrei Șerban. Nici eu nu cred chestia asta. Dacă cineva, din mediul universitar, dacă cineva spunea... E un tip de negaționist pe care nu vreau să-l admit. Radu îi las. Dai în judecată Columbia și pleci cu câteva milioane de dolari acasă. Dacă ți-a spus ție șeful de apartament că trebuie să dăm afară că ești alb și trebuie să angajăm un portorican. Hai să fim serioși. Nu e atât de simplu. Eu nu cred că Andrei Șerban minte, Radu Umbrăș. Poate a înțeles altceva. Știi, dacă lui Radu Afrim i-o permit, pentru că lumea teatrului e lumea teatrului,
Acum a nega orice spune unul dintre cei mai respectabili regizori pe care are România ca fiind o minciună sau un neadevăr, dați-mi voie să... Știu că cineva le critica ceva atunci... Te rog, Radu Afrim. Da, scuza-mă. Se pare că cineva a sunat la universitate, cineva din lumea teatrală românească, atunci a făcut o mică investigație în acest sens și se pare că adevărul e undeva la mijloc, dar nici nu vreau să intru în aceste detalii. Da. Nici nu, adică da, e... Sigur. E, în orice divorț există două variante. Varianta soției și varianta soțului, care întotdeauna sunt diferite și care întotdeauna la mediere spun așa e, adevărul e pe undeva la mijloc. Vă ascult, domnilor. Eu aș vrea observa... Da, vă rog. Te rog. Eu vreau doar... Da, mersi. Eu vreau să observ că e bine punctat că diferența între comunismul, dictatura comunistă, creatoare, adică cea instalată, etatizată, formalizată și forma de presiune culturală, unii ar numi deja o presiune culturală, care se întâmplă acum și care vine, da, într-adevăr, în mare măsură din mediile, dinspre fundații, dinspre corporații, dinspre entități private, dar, să nu uităm, pe un fond care face presiuni pe legislativ și care legislativ își modifică legile în acest sens. Bun, avem dreptul la justiție, dar în cazul acesta pic riscăm să zicem că nici ăla care în ca instituție privată are un discurs nazist, rasist, discriminatoriu, nu reflectă, nu înseamnă că extrem un nazist dacă am avea mai multe corporații de genul ăsta, cât timp nu avem o dictatură nazistă instalată. Ori am fi într-un sofism aici. Nu trebuie să existe statul nazist ca cineva să fie nazist sau să se manifeste nazist și invers, nu trebuie să existe un stat comunist formal ca anumite măsuri să se mene cumplit de mult cu maoismul. Deci, suntem de acord că e bine să facem diferențierea asta, dar hai să nu pierdem fondul din pricina formei. Ne vorbim de conținut aici, nu doar de expresie istorică a acelui conținut. Da, argumentul ăsta pe care l-aud și la Radu Umbră și la Claudiu Colmartin, stai, domne, să se instaleze dictatura și atunci exact. Suntem de acord cu voi. Până atunci nu suntem de acord cu voi. Adică nu putem să prevenim noi trăiți în două tipuri de dictaturi, cea fascistă și cea comunistă, le știm pe pielea noastră foarte mulți dintre noi și bunicii noștri și străbunicii noștri, dar stai să se instaleze întâi dictatorul și de-abia după aia ne unim cu toții și dăm jos dictatura. Eu cred da. Că e ușor ridicol acest tip păi, asta este tamanul opusul exemplului cu drobul. Este tamanul opusul exemplului cu drobul de sare. Deci chestia cu drobul de sare înseamnă o lamentare în fața ceva fără a face nimic. E o lamentare pasivă. Ori n-are nicio treabă a încercat să previi dinainte o chestie cu drobul de sare. Că s-a dat exemplu cu drobul de sare. Nu e relevant acel exemplu. Cea mai eficientă medicină este medicina preventivă. Cea mai eficientă. Dacă noi am practica-o, am avea mult mai puțin morți decât avem astăzi. Nu o practicăm pentru că nu discutăm politic. Aici te rog. Să integriz ca să nuanțez asta. Că și ce se întâmplă în zilele noastre este că fiecărei tabere îi e frică de cealaltă. Și asta, de fapt, agravează isteria generală. Unora le era frică, de pildă, că Trump va instaura o dictatură fascistă, ceea ce evident era o aberație, n-avea cum să fie adevărat. Ălorlați le teamă că ceilalți vor instaura comunismul, iar această frică a fiecăruia de fiecare celălalt produce, de fapt, o escaladare. Frica de celălalt, de fapt, agravează radicalizarea la care asistăm. În America am văzut anul trecut, dar nu numai în America. După asta se întâmplă și în alte țări și după aia apar în mod evident și mișcări populiste în Occident, de pildă. Bun, sigur că la noi e puțin mai caragios, adică avem și noi așa un partid pe formula lui Cațavencu, să avem și noi faliții noștri. În schimb, în Franța, în Italia, în Germania, în Marea Britanie, da, există asemenea mișcări care tot așa spun că și ele vor să prevină da, și e o teamă a diferitelor tabere de ceilalți. Exact. Tocmai de-aia vreau să facem un intermezzo aici, pe care o să-l dau pe WhatsApp, Berenda. Te rog să-mi pui tu în YouTube, nu știu dacă ți l-a lăsat Vali. Deci,
Ce Liviu, eu o să ies. Te rog, că tu ai treabă. Trebuie să ies, da, da. Și vă mulțumesc tuturor, a fost o plăcere. Vă salut pe toată lumea, salut, te salut și pe tine și ne auzim curând, dar am primit un semnal că trebuie să fug. Gata, la revedere, pa, pa. In an earlier book, Brain Droppings, I wrote some things about politically correct language, but I left out a few areas. I neglected three important groups of people who have had this awkward, dishonest language inflicted on them by liberals. I omitted those who are crippled, ugly, or stupid. And so, to address these earlier omissions, I'd like to make a brief return visit to that playground of guilty white liberals, political correctness. Political correctness is America's newest form of intolerance, and it's especially pernicious because it comes disguised as tolerance. It presents itself as fairness, yet attempts to restrict and control people's language with strict codes and rigid rules. I'm not sure that's the way to fight discrimination. I'm not sure silencing people or forcing them to alter their speech is the best method for solving problems that go much deeper than speech. Therefore, those among you who are more politically sensitive than the rest of us may wish to take a moment here to tighten up those sphincter muscles, because I'm going to inject a little realism into the dream world of politically correct speech, especially the words we use to describe one another. Perhaps you've noticed that when the politically correct liberal rulemakers decide to rename a group of humans they view as victims, they begin by imparting a sense of shame to the group's existing name. And so somewhere over the years, the word cripple has been discarded. No one mentions cripples anymore. That's because in yet another stunning attempt to stand reality on its head, cripples have been assigned a new designation, the physically challenged. The use of physically challenged is an obvious attempt to make people feel better. The idea being, as long as we can't cure these people, let's give their condition a more positive name and maybe it'll distract everyone. It's verbal sleight of hand. The same is true of the ungainly phrase, differently abled. I believe that if a person is going to insist on using tortured language, such as differently abled, then he should be forced to use it to describe everyone. We're all differently abled. You can do things I can't do. I can do things you can't do. Barry Bonds can't play the cello. Yo-Yo Ma can't... Da, George Carlin, acum mulți ani în urmă, el e mort de mulți ani, dar atunci a apăruse, de-abia atunci înflorise conceptul de political correctness și are un excurs, mă rog, lui se atribuie vorbele political correctness este de new fascism care se pretinde a fi bune maniere. Nu s-a dovedit că a spus-o el, dar unii spun că dacă a zis-o, a zis-o bine. Bun! Toader, înțeleg că ai curs. Da, am astăzi un curs despre comunism occidental, dar n-are legătură prea mult cu ce discutăm noi astăzi. Va fi un curs de istoria partidelor comuniste în Europa occidentală și a, mă rog, intelectualilor, a teoriilor elaborate de comunism. N-are rost să vorbim despre cursul meu. Sigur că există legături cu discuția noastră de astăzi, dar va fi despre altceva cursul principal. Însă, cine spune, chestiunea asta a apărut mai demult, da? Este, rădăcinile sunt cândva în anii 60-70, o vreme părea un curent limitat la lumea academică. Nu, un moment, nu trebuie să amestecăm diferitele lucruri. Școala de la Frankfurt este foarte diversă. Sunt intelectuali ai școli care sunt considerați ca făcând parte din școala de la Frankfurt, care n-au nicio legătură cu toată nebunia asta. Să luăm, de exemplu, pe Erich Fromm. Erich Fromm a fost și el arondat școlii de la Frankfurt, dar nu are niciun fel de legătură cu toate lucrurile astea. Horkheimer, Adorno sunt niște gânditori interesanți. Într-adevăr, există unii gânditori care au legătură cu școala de la Frankfurt, care sunt inspiratori ai unui anumit tip de radicalism de stânga. Mă gândesc de pildă la Marcuse în mod special. Da? E sigur că mai e un lucru. Există și la pseudo-conservatorii
de care vorbeam mai devreme, tot felul de fantasme. Da? Fantasma sexomarxismului sau neomarxismul. Este un termen folosit aiurea. Ai văzut de-al minte că în polemicile politice de la noi zic unii despre USR că e neomarxist. Eu nu văd în ce privință ar fi USR-ul neomarxist. Ca să fii marxist, trebuie să-l fi citit pe Marx. Ori Dan Barna nu e marxist, pentru că, nu știu, Urzeala Tronurilor sau Matrix nu sunt filme marxiste. Deci de unde până unde să fie Dan Barna marxist? E o absurditate. USR-ul este la fel ca toate partidele românești, un haloimăs, un amestec care nu are niciun fel de busolă ideologică. Deci e complet absurd să gândim chestiunile astea în termeni de neomarxism, sexomarxism. Ce e ăla sexomarxismul? Ce înseamnă exact sexomarxismul? Că eu n-am auzit cineva spunând despre sine că este sexomarxism. Se aduce aminte că cele mai mari liberalizări după epocile victoriene burghezo-moșierești le-au făcut comuniștii. Adică depinde, internaționalizarea sexului în plin stalinism a fost un fenomen. Nu, nu, stai puțin, pentru că tocmai homosexualitatea era reprimată în Uniunea Sovietică și în toate țările comuniste, homosexualitatea era considerată o formă de decadență burgheză. Da? Deci există și o latură foarte puritană a comunismului, mai cu seamă în varianta asta. Și în România au făcut stalinistă oameni închisoare politică. Dar uite, vreau să relev un lucru foarte interesant. Pentru că multă lume are impresia că totul merge numai spre stânga. Nu e chiar așa. Uite, să luăm de exemplu cazul recent, scandalul recent, imensul scandal iscat în Franța de abuzurile sexuale cărora pe care le-a exercitat Olivier Duhamel, o figură foarte importantă, da? Președintele Fundației pentru Științe Politice, profesor de drept și științe politice, da? Și a abuzat sexual, s-a aflat de fiul lui Vitreg. Ori, ce este interesant este că în anii 60-70 avem o întreagă intelectualitate de stânga care milita pentru dezincriminarea pedofiliei în anii 60-70. Și însuși tatăl victimei, adică Bernard Kouchner, a semnat și el pentru această liberalizare sau, mă rog, o dezincriminare a pedofiliei. Și iată că acum, de fapt, avem un fel de eșec al gândirii 68-iste. Dacă tot curentul 68-ist milita pentru tot felul de eliberări, da? Unele dintre ele justificate, altele aberante, cum e toată povestea asta cu pedofilia, cu dezincriminarea pedofiliei. Și sunt intelectuali importanți, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, care au semnat această mizerie, fără a mai vorbi, evident, de Gabriel Matzneff, faimosul romancier, care are și un proces foarte serios, pentru că el a practicat lucrul ăsta, nu doar a teoretizat. Și acum, da, în anul 2021, asistăm la un blam universal la adresa acestui tip de gândire, care acum 40 de ani părea progresistă. Radu, înainte să plece, Ilinca. Dar aș vrea să spun și eu ceva înainte să plece. Te rog. Pentru că a spus despre extremele care sunt în ambele părți, și în neoconservatorism și în forme mai zurli, așa, de stânga. Și cred că are perfectă dreptate. Adică vedem că există extremiști în ambele părți și acești extremiști deși seamănă foarte mult între ei. Dacă schimbi cumva conținutul, dai seama că structura, argumentației, principiile sunt foarte similare. Dar acum, nu știu, nu mă pricep, ce-am mai citit și eu prin cărți. Poate este și o mișcare hegeliană a istoriei, în care avem o teză, avem
pentru foarte mult sute de ani am avut, nu știu, rasa albă, civilizația europeană, heterosexualitatea, etc., ca fiind ridicate la nivel de valoare supremă. Ei, și acum avem o mișcare opusă care neagă toate aceste lucruri și scoate în evidență cealaltă parte, diada, celălalt. Ok. Ce se exagerează și în direcția aceea? E, poate că rezultatul bun, eu sunt așa optimist istoric vorbind, este că apare, între teză și antiteză, apare sinteza sau mai pe, și le-am spus, centrul. Pentru că, iată, eu și ceilalți care au fost invitați aici, deși cred că reprezentăm ideologii politice, abordări academice, în profesii foarte diferite, ne întâlnim, stăm de vorbă, ne înțelegem, la unele chestii nu suntem de acord, la foarte multe chestii suntem de acord, ce este minunat. Și cumva am luat poate ce este bun din ambele extreme, le-am tolerat, le-am pus să vorbească una cu cealaltă. Așa că hai să nu mai, poate să nu mai stăm cu frica asta că gata, se strică lumea. Adică ne dăm la istorie, oamenii spun, se strică lumea de mii de ani, stau la un moment dat niște oameni și zic, gata, se alege praful de tot. Nu prea s-a ales praful, mergem din ce în ce mai bine. Aveți dreptate, dar îmi place că sunteți hegelian. Și nu pot să nu îmi aduc aminte de o glumă care se face în Franța, în mediile studențești și academice. Știți, în francez este tez, antitez, sintez. Da? Și gluma este tez, antitez, futez. Da, da. Deci, sunt doar oportunist în idei. Să ne punem speranța în acest sincretism despre care vorbește Radu Breș și să sperăm că el rămâne sincretism și nu sincretinism. Cum pare. Adică, cum pare. Bun, domnilor, emisiunea se apropie de sfârșit. Eu vreau să o mai ascult pe Ilinca despre omul nou, bărbatul nou, femeia nouă și politicile astea coercitive, cum o afectează pe ea ca poetă, scriitoare, intelectuală și femeie foarte sensibilă, îndealfel. Te ascult, Ilinca, microfonul. Așa, te vreau să termin ce începusem, să spun, se aude. Te rog. Legat de posibilitatea de a crea texte care să fie texte sau forme de artă, în artă mi se pare că e mai greu pentru că e mult prea interpretabile, destul de greu dacă nu este o artă absolut existentă și foarte, foarte explicită ca mesaj și reductibilă la mesaj, deci discutabil cât de artă e. În literatură avem sau nu avem dreptul să ne exprimăm misogin sau rasist prin prisma unui personaj, prin prisma sau chiar autorul să lase de înțeles că ar fi așa ceva. Convingerea mea este că dacă principala miză a unei creații este asta, deci dacă principala miză a creației se suprapune cu calibrul său ideologic, ca să zic așa, sau cu încercarea de a convinge că o categorie umană este demn de disprețuit, de blamat, de aruncat la coșul de gunoi al istoriei, acea formă de creație nu va supraviețui. Dacă în cadrul creației sunt integrate și altfel de elemente, unele personaje poate să fie rasiste, unele inserții ale autorului poate să fie rasiste sau șovine sau mizantrope, chiar mizantropie e bună sau e rea? Dacă urâm și toți oamenii, e bine sau nu? Mizantropie e o probă de realism. Dar problema e că se cer niște valori și ele nu se cer azi, mâine. Adică dacă ceea ce primează în percepția esenței acelei creanțe este partea de rasism, misoginie, homofobie, aia nu va rezista. Dacă ceea ce primează este alt mesaj, chiar dacă există unele inserții ele vor fi aglutinate și asimilate mesajului care mai presus, asta vreau să spun. În sensul ăsta vreau să zic că este totuși, valorile umaniste primează în absolut orice creație autentică, indiferent care sunt aspectele de detaliu, de plan detaliu, care bineînțeles că pot fi, Dumnezeule, și în Chekhov găsim replici misogin. Nu e o problemă să găsești o replică misogină. Chekhov nu e niciun caz misogin. Și asta zi, mă rog, eu am... Eu am denunțat de curând într-un articol despre criminalii peste care călcăm și la care ne ducem. Și am vrut să pun în valoare ipocrizia asta a noastră de slugi perfecte, care
nu și-au făcut curat în propria cameră și au de gând să denunțe pe, hai să luau exemplu extrem, pe Washington, pe Lincoln, pe Churchill și pe J.K. Rowling. S-ar putea să avem adepți în România. Sadoveanu, de exemplu, care este stradă, librărie, academician în continuare, ce vreți voi, are semnat cu mâna lui executări ale unor țărani care s-au opus colectivizării. Sadoveanu este unul dintre, nu dintre complicii intelectuali ai regimului de jist, ci este unul din executanții unor crime pe care noi le-am denunțat, dacă vreți, și în Parlamentul României, ca fiind genocidare. Ce facem cu Sadoveanu, fraților? Ca să fim foarte precis, genocidul, Sadoveanu a refuzat să grațieze. Asta a făcut, da? A refuzat să grațieze. Am văzut actul, ca să zic. Da, dar nu el condamnă la moarte, ci a refuzat. Nu a da, el era în poziția de președinte al Marii Adunări Naționale, ca să zic așa. Evident că nu putea el să condamne la moarte. Se știa cine condamna la moarte. Deci noi avem criminali pe care călcăm în fiecare zi. Avem statuia lui Adrian Păunescu, mare poet. Zice, stai, Sadoveanu, mare scriitor. Ce facem cu criminalii noștri? Da, ca să spun așa. Face o distinție între Păunescu și Sadoveanu. Da, Păunescu a scris la început poezii frumoase, dar nu mai era ce fusese la început. Da? Pe când Sadoveanu este oricum o imensă figură a culturii române, dar noi nu prea suntem conștienți de alte actizări ale altor scriitori. De pildă Rebreanu, că îl citeam mai devreme. Da? Rebreanu nu chiar da, imaculat. Deprinde George Colinescu, Tudor Archezi. Rebreanu era în cealaltă direcție. Da, 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 eu vorbeam nu de cei care au... de toți academicienii care au refuzat opera lui Brâncuș. În niște termeni de, cum să zic, de un barbarism care n-are nicio legătură cu aula Academiei. Sigur, am dat exemplu ăsta, pentru că noi nu ne-am rezolvat în registru etic, că aici e un tip de discuție etică, un tip de reinstalare a unei orânduiri morale legitime, cum ar veni. Noi nu ne-am făcut aici și acum începem să ne ducem prin oraș și să dăm jos niște statui pe care le dau alții, noi neavând habar nimic despre acest tip de contracultură, de cancel culture, și e o treabă, cum să zic, genul ăsta e chiar o treabă americană, adică eu nu știu de ce danezii ar trebui să îmbrățișeze Danemarca același tip de răfuială pe care ne-o propune astăzi America. Pentru că, până la urmă, America e liderul lumii și are posibilitatea să propună să scoată și istoria și geografia din curiculă ca să denunț un zvon ticălos pe care îl aud de câtva timp încoace. Îmi place că noi ne certăm între noi pentru Washington sau pentru Churchill, dar noi cu criminalii noștri n-am făcut nimic. Adică nu ne-am aranjat măcar pe unde îl punem, în ce căsuță îl punem pe ăsta. Da, îi dăm disclaimer când se învață la școală. Să știți, dragi elevi, că Sadoveanu, din punct de vedere politic, a fost așa. Sau să știți, dragi elevi, că deși poezia asta lui Adrian Păunescu e extraordinară, el l-a pupat în cur pe Ceaușescu foarte tare, pe dictator. Și așa mai departe. Facem disclaimerele în istoria recentă a noastră, cum în manuale de istorie, cum procedăm? Adică noi nu știm cum procedăm cu ai noștri, în schimb știm foarte sigur cum să procedăm cu ai lor de peste ocean. În fine, eu vă mulțumesc foarte mult că ați participat la această dezbatere. Mie unuia mi-a plăcut această dezbatere. Și chiar a fost o dezbatere școală, exemplară, în sensul decenței cu care progresiștii și
conservatorii sau... Este extraordinar, sau... nu ne-am certat deloc. Deloc, asta vreau să zic. Cred. E un... Da, de-aia am și propus această emisiune, să vedem dacă mai există, mai poate exista un dialog între stânga și dreapta intelectuală, ca să spun așa. Lăsăm chestia de pe internet, că pe internet e cu totul altceva și am să încheie emisiunea, culmea, cu un citat din Mr. Bean sau Rowan Atkinson. Problema pe care o avem în mediul online este că un algoritm decide ceea ce dorim să vedem. Lucru care duce la o viziune simplistă, binară a societății. Totul se rezumă la ești cu noi sau împotriva noastră. Dacă ești împotriva noastră, meriți să fii suprimat. Noi, oamenii de satiră în general, George Carlin, Rowan Atkinson și cei care lucrează în domeniu, sunt vehement împotriva normativelor de politically correctness. Asta vreau să spun. Pentru că, ca să șochez puțin audiența, noi nu vrem să spunem la ceea ce planta, și vreau să înțeleagă ce ne au, că este denumirea plantei genuină și populară, adică pizda țigăncii, să-i spunem în cu totul altfel decât i-au spus-o strămoșii noștri. Nu, a fost o dezbatere și aici. Cum punem la plafar această plantă pe care putem să o consumăm din motive, hai să spunem, posologice, posologia. Bun, deci, noi nu vrem să ni se schimbe cuvintele. Asta vrem. Vrem ca unui șchiop să-i putem să-i spunem șchiop fără să-l jignim când scriem o carte despre un personaj care era șchiop. Adică nu pot să scriu în cartea mea și știți, pe ușă intră un foot challenged guy. What? Cine a intrat pe ușă? Un foot challenged guy. Adică un om care are probleme cu piciorul. Adică pentru noi, oamenii de satire, e foarte caios. Noi ne distrăm în subiectele astea. Dar dacă o să fim condamnați cu suspendare la început pentru că facem glume incorrecte politic, atunci avem de-a face cu o dictatură, fie ea și sub acoperire. Vă mulțumesc, Radu Afrin, Ilinca Berna, Toader Paleologul, Radu Umbreș, Gelu Duminică, Silviu Dancu și tuturor celor care au participat la această excepțională discuție. Pe mine mă găsiți joi, în fiecare joi, de la ora 2 la 4, cu diferite teme și cu diferiți oameni, căci asta este a treia cale. O zi bună! A treia cale. Ăsta-i baiul cu nebunul de Mihaiu.